ziua în Dați-mi voi înainte a se intona imnul de stat să invit alături de mine câțiva colegi care momentan sunt în sală, îi văd. Și anume, pe lângă domnul Dragoș Benea, Lucian Șova și Sorin Brașoveanu, pe domnul Smarandache, prezent, pe domnul Silviu Pravăț, dacă mai este în sală, vă rog, pe domnul Ioan Paris, pe domnul Emil Lemnaru, pe doamna Corina Alexe, pe domnul Valentin Plitaru, pe doamna Carmen Conache, pe doamna Ana Maria Albert și pe domnul Ostache Florin. Sunt. Nu, nu. Vă mulțumim tuturor. Așadar, înainte să declar deschisă ședința de astăzi, conferința municipală, dați-mi voie să, ca împreună, să se intoneze imnul de stat. Vă mulțumesc. Înainte de a deschide conferința, dați-mi voie să salut prezența în sală a doi domni, un domn de care mă leagă o colaborare foarte strânsă, chiar dacă nu mai ocup funcția de prefect al, al județului Bacău, un domn care a demonstrat în perioada când a fost pe prefect că administrația din România poate fi performantă, cum un prefect poate să fie alături de toți primarii din județul Bacău și că împreună cu primarii se poate forma o echipă de lucru foarte eficientă. Așadar, dați-mi voie să-l prezint în fața dumneavoastră pe domnul Ivan Cea Valentin. <plos> și vă mulțumim. De asemenea, sper să nu surprindă pe nimeni, am o datorie morală față de un coleg din Consiliul Local, care de multe ori a făcut diferența în actul administrativ, fiind alături de multe proiecte inițiate și promovate de către PSD, un om pe care am avut încrederea să-l numesc ca și președinte de Consiliul de Administrație la Spitalul Municipal Onești, un om care m-a susținut în calitatea de primar din acești trei ani și jumătate, domnul Gelo Panfil. Vă mulțumesc. Da, pe mine m-a luat un nod în gând, dar nu e din același motiv. Dar am explicat astăzi. Da, apropo, este prima persoană din Municipiunești care a semnat, dar vreau să las pe domnul președinte Benea să vă împărtășească lucrurile acestea. N-am vrut să dau din casă, dar sunt forțate la spate. Rezistă, rezist tentației să spun. Dragi colegi, dragi oneșteni, dragi pesediști, dați în voi ca astăzi să, să vă mulțumesc încă de la început pentru prezența dumneavoastră, alături, fiind alături de noi la un moment important pe care o, un pari politic, viața unui partid politic, o are astăzi și anume o conferință municipală, care chiar dacă are loc după conferința județeană, este bine că este înainte de congres, de congresul național. Aș începe prin a-l felicita pe domnul președinte Dragoș Benea, aici prezent pentru că a obținut un nou mandat în fruntea organizației județene a Partidului Social-Democrat. Dați-mi voi să-l felicit în numele dumneavoastră, să-i strâng mâna și să-i mulțumesc pentru activitatea politică și administrativă din ultimii șapte ani jumătate. Am parcurs cu dânsul patru ani eu, viceprimar, dânsul președinte de Consiliu Județean, cu proiecte importante pentru Onești, și de trei ani jumătate dânsul în calitate de președinte al organizației județene și eu primar, dar proaspăt și eu parlamentar. Domnule președinte, mult succes în nou mandat! Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul de acum șapte ani jumătate și dumneavoastră și întregii echipe PSD-Bacău. Totodată, trebuie să mulțumesc și domnului Șova, ales pe o funcție importantă în cadrul organizației județene, este, să nu greșesc exact, funcția este de secretar, președinte, executiv, domnul secretar general lipsește, domnul Floroiu, fiind la o altă acțiune politică, în vecinătate, da. Așadar, domnule Șova, vă felicităm și pe dumneavoastră și vă urăm mult succes în nou mandat și mulțumesc și domnului Brașoveanu, aici prezent. Dragi colegi, noi suntem obișnuiți să, să fim foarte bine structurați și organizați într-un moment din acesta o conferință municipală, așadar voi merge cât îmi permite statutul și programul pe repede înainte, astfel încât conferința să fie una care să nu plictisească pe nimeni. Știu că astăzi este o sărbătoare mare pentru toți creștinii ortodoxi și din acest motiv dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc! Așadar, declar deschise lucrările conferinței organizației locale a PSD Unește, astăzi, 22 februarie 2020, și vă propun alegerea unui prezidiu format din, cred că, 12 persoane, domnul Dragoș Benea, domnul Lucian Șova, domnul Smarandache, domnul Sorin Brașoveanu, domnul Silviu Pravăț, subsemnatul Nicolae Gnatiuc, Ioan Paris, Emil Mnaru, Corina Alexe, Valentin Blidanu, Carmen Conache, Ana Maria Albert, și n-a mai încăput domnul Ostache Florin. Cine este, supun votului dumneavoastră acest prezidiu, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Totodată propun alegerea unui secretariat tehnic pentru redactarea procesului verbal al conferinței, alcătuit din cinci persoane, în frunte cu domnul Ostache Florin, de asta nu a mai avut loc pe scenă, că trebuie să fie în secretariat, cu Zaharia Mădălina, Căpățână Mihela, Agape Alexandru și Lungu Lucian. Invit secretariatul tehnic să-și intre în atribuții. Totodată supun votului dumneavoastră Comisia de Validare a acestei conferințe municipale, formată din domnul Rădulescu Florin, Sticlaru Dana, Turturică Marinela, Stanciu Sorin și Vișciun, Mihaela, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Propun ca membrii Comisiei de Validare să-și intre în atribuții și să verifice respectarea normelor statutare cu privire la respectarea procedurilor privind convocarea și organizarea conferinței municipale. De asemenea, propun componența Comisiei de Propunere a Conferinței, alcătuită de 5 membri, formată din domnul Moraru Marian, Dobre Alina, Puluc Mădălina, Bratul Gheorghiță și Iacob Ciprian. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri nu sunt. Invit și membrii Comisiei de Propuneri să-și intre în atribuții. Trebuie să-și aleagă un președinte, să se retragă și să analizeze propunele de candidați care întrunesc condițiile prevăzute de statut pentru funcția de președinte cea de vicepreședinți și membrii ai organizației municipale. Candidaturile au fost depuse și încă mai pot fi depuse pentru toate funcțiile menționate mai devreme. Vă propun ordinea de zi a conferinței municipale de astăzi, cu primul punct pe ordinea de zi, adoptarea raportului de activitate al Biroului de Conducere al Organizației, punctul 2, aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli și execuția acestuia. Punctul 3. Adaptarea programului de activități a organizației pentru perioada următoare. Punctul 4. Prezentarea raportului cu privire la evidența membrilor organizației PSD. Punctul 5. Dezbaterea și adoptarea unor proiecte de vedere asupra principalelor teme sociale, politice și economice de interes comunitar. Punctul 6. Alegerea președintelor președintelui biroului organizației și a delegațiilor delegaților la deja congresul național și desemnarea candidaților pentru funcțiile de conducere ale organizației. În consecință, înainte să prezint eu raportul de activitate al organizației municipale, vreau să mulțumesc mult Vreau ca domnul președinte al organizației județene să ne ofere un moment, o introducere, să zic, în, în această conferință, urmând ca la sfârșitul conferinței municipale dânsul să, să încheie conferința, iar după ce dânsul, domnul președinte, va, va face acest, acest intrendo, voi vă voi prezenta raportul de activitate pe ultimii ani. Vă mulțumesc foarte mult! Da. Bună ziua tuturor! Nicu a zis să vorbesc puțin. L-am întrebat dacă, acum, dacă am două intervenții sau una. Nu știu dacă o să-mi cu puținul, pentru că am multe de spus. Sper să le sintetizez și să fiu cât mai pe înțelesul tuturor. Într-adevăr, cei doi invitați care nu sunt membri ai Partidului Social-Democrat, fostul prefect Valentin Ivan, cea, domnul Gelu Panfil, sunt astăzi prezenți pentru că Domnul Panfiel a fost uh, invitat în calitate de președinte al Consiliului de Administrație la spital. Domnul primar Gnatiuc a văzut ieri la Moinești semnarea contractului de finanțare uh, dintre Consiliul Județean și Primăria Moinești, tot pe un obiectiv de sănătate la Spitalul Municipal Moinești. Și noi acolo am uh, prima semnătură din județ, am smuls-o de la reputatul manager uh, Adrian Cotăleț, managerul Spitalului uh, municipal Moinești și Nicu a avut o frumoasă inițiativă, aceea de astăzi, dacă tot am parafat un alt contract de aproape un milion, un milion de euro pentru sănătatea oneștenilor, să-l invite pe președintele Consiliului de Administrație să fie prime, a politicul Gelu Panfil, să fie primul oneștean care semnează pentru susținerea acestui, acestui obiectiv autostrada 13 și Nicu Gnatiuc să fie primul primar PSD care semnează pentru această autostradă, asupra căreia voi reveni uh, spre final. Domnul Valentin Ivanci a fost prefect, nu este membru al Partidului Social-Democrat, dar într-adevăr un om care a ținut aproape de proiectele județului, fie că vorbim de centura Baclui, fie de uh, podul acesta de la, de la Unești, atât de uh, mediatizat și atât de asumat de foarte multe persoane și foarte multe partide, dar acest pod are... Uh, realizarea acestui pod își are rădăcinile din punct de vedere politic și administrativ la două, trei maxim persoane și la un singur partid, și anume Partidul Social-Democrat, guvernarea PSD, guvernarea social-democrată din 2017, care a alocat fonduri pentru finanțarea acestui proiect vital, aproape, i spune, de siguranță pentru, pentru oneșteni. Și sigur, ulterior, persoanele Nicolae Ignatiuc, Lucian Șova sau Valentin Ivancea, fiecare cu cu sprijinul și aportul său au, au făcut astfel încât ca acest obiectiv să, să aibă o viteză optimă spre rapidă de implementare. Și dacă ritmul lucrărilor va rămâne cel din, din, din anul 2019, este foarte posibil ca în luna iunie, în prima jumătate a anului 2020, acest pot să fie dat în întregime în folosință. Sigur că lucrările la acest pod au început în campania de europarlamentare și ce să vezi, s-ar putea să fie dată în folosință în campania de la locale. Asta este. Și atunci am spus, ne-am ne asumat toate, toate, riscurile de rigoare, nu puteam să, să dăm ordinul de începere peste trei săptămâni când se termina campania electorală. Orice zi, într -un, orice zi poate fi important, orice zi pierdută în, într-un proiect de infra infrastructură este importantă, la fel ca și orice zi câștigată. Și ne-am asumat într-o perioadă politică destul de complicată, așa cum a fost 2019, să dăm drumul la proiecte chiar și în timpul campaniilor electorale, pentru că anul trecut au fost practic două, două campanii, trei runde dacă punem uh, cele două tururi la prezidențiale, dar în care motoarele administrative ale județului Bacău, foarte multe prezente pe scenă, unele prezente în sală, nu s-au cramponat în aceste campanii electorale, pentru că în ritmul acesta, ba e anul ploios, ba sunt campanii electorale, ba vine iarna și noi când mai lucrăm. Ca atare, dacă se va inaugura acest pod în luna iunie sau în luna mai, mi-aș dori cât mai repede, sper să fie luna mai, ar, ar trebui să adversarii noștri să renunțe la, la a o pune pe seama campaniei electorale, că doar nu o să-l dăm în folosință în luna iulie, doar pentru a aștepta rezultatul final la alegerile locale. Ultima dată când ne-am văzut aici a fost noiembrie, final de noiembrie 2018 și, sigur, și atunci ne bucuram de, și e firesc să ne bucurăm, de semnarea, se semnase contractul de execuție pentru acest pod și finalizarea unei promisiuni din 2017 de asfaltarea celor 5 km istorici pe care știu foarte bine că s-a chinuit și domnul primar Lemnaru și ceilalți lideri politici ai perioadei 2000-2000 16, toți au vrut să rezolve acei 5 km istorici din interiorul Oneștiului, dar care aparțineau de Ministerul Transporturilor. Domnul Șova, Ministrul Transporturilor, propus de organizația PSD, alături de ceilalți kilometri de drumuri naționale care s-au rezolvat în 2018 și 2019, că ați văzut, multe drumuri naționale se înnoadă aici, toate au fost asfaltate fie în 2018, fie în 2019, și drumul către Covasna către Poiana Sărată și acești 5 km și drumul către Bacău și Moineș Bacău, practic din punct de vedere și legătura cu vas sau legăturile cu vasului, din punct de vedere a drumurilor naționale, ceea ce s-a întâmplat în 2018-2019 a fost remarcabil în județul Bacău și sigur că acest lucru n-a fost rodul unei întâmplări sau unei coincidențe. Dar ce să vezi? El, la jumătate anului 2018, în iunie 2018, președintele Partidului Național Liberal, și atunci și acum, domnul deputat Ionel Paler, vreo 16 ani deputat în Parlamentul României, alături de o altă deputată, de Bacău, au semnat o moțiune prin care să fie demis Ministrul Transporturilor, o, 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 o moțiune inițiată de cei de la USR, care mai avea nevoie de două-trei două, semnături de la alte partide, că nu aveau numărul necesar cei de la USR. Și ce să vezi, s-au găsit doi parlamentari din județul Bacău, liberali, Paler și Lungu, care au semnat, au băgat cuțitul pe la spate pe înțelesul tuturor, astfel încât Ministrul Transportului din Bacău să fie demis. Deși Ministrul Transportului din Bacău, Lucian Șova, lucra de la 7 dimineața până la 21-22 seara și pentru proiectele României, dar și pentru proiectele Județului Bacău. Aeroportul internațional pe care, care practic deservește și tot județul, și Oneștiu, și cred că și o bună parte a Moldovei, drumurile naționale de care vorbeam, centura ocolitoare a Bacăului, sunt proiecte care au în ADN-ul lor și guvernarea social-democrată, dar și numele lui Lucian Șova, dar acest, această dovadă de răutate și de nu știu cum să și de neinspirație e puțin spus. Răutate, a celor doi uh, politicieni liberali. Pentru mine a fost înfiorătoare și mi-a demonstrat uh, încă o dată, deși știam că uh, există mulți lideri politici în județul Bacău și îndrăznesc să spun și la nivelul Moldovei, care de multe ori și-au dorit să nu se realizeze anumite proiecte, astfel încât să nu capitalizeze adversarul politic în speță PSD-ul, să capitalizeze electoral. Uh, asta este, am trecut-o la... Am trecut-o la întâmplări nefericite din, din viața politică. Domnul Șova a părăsit Ministerul Transportului la începutul lui 2019, nu înainte însă de a lăsa un document important. Și, practic, acum ne, ne lipim și de principalul motiv al acestei, al acestei conferințe municipale de astăzi. În decembrie 2018, pe 6 decembrie, un studiu, bine făcut cu instituții recunoscute la nivel european, a pus un studiu comparativ, a pus pe hârtie trei variante de autostradă. Autostrada Nordului, Suceava, nu știu care, satul mare, Iași, Târgu Mureș, de care se vorbește de 14 ani și are și lege, că ați, auzit, ați auzit de ea, Autostrada Unirii, și această Bacău Brașov, de care aproape nu vorbește nimeni, din Moldova nu vorbește nimeni, nici la București nu vorbește nimeni, Era în, județul, în interiorul județului Bacău vorbea doar organizația politică PSD Bacău. S-a înaintat acel document. În bugetul pe 2019, parlamentarii PSD Bacău au avut o singură solicitare. Comună este și domnul Smarandache aici, a doamna Șotcan, domnul Floroiu sunt la Bogdănești. Toți parlamentarii de Bacău, eram și eu atunci, eram senator, 8 parlamentari de Bacău, am avut o singură solicitare la Guvernul României legat de bugetul pe 2019 și anume prinderea în buget, finanțarea cu optimă pentru Studiul de fezabilitate și Proiectul Tehnic, documentația pachet, pentru autostrada bacău brașov Și am vorbit atunci cu cei care construiau bugetul, vă rugăm să prindeți acest lucru în, în bugetul Ministerului Transporturilor. Pe 14 mai vin, venim la Onești cu domnul Daniel Suciu, Ministrul ministru Dezvoltării Regionale, inaugurăm lucrările la pot și anunțam atunci și poate să intre, nu și în această sală, că în această sală nu cred că sunt, dar și poate să intre pe materialul filmat de atunci să vadă, să verifice că anunțam ca iminentă lansarea spre licitație acestei documentații de studii de fezabilitate și proiect tehnic. Pentru mulți din această sală, studiu de fezabilitate cu proiect tehnic uh, sunt termeni cu care nu sunt fam familiarizați și nu este niciun, niciun reproș acest lucru, dar studiu de fezabilitate cu proiect tehnic, odată întocmite, sunt practic antecamera lansării licitației pentru execuție. Cu alte cuvinte, nici podul, nici centura BACO, nici aeroportul nu se puteau niciodată moderniza uh, dacă nu aveau la bază studiile de realitate și proiect tehnic. Așa prevede legea, așa trebuie făcut, așa se fac investițiile serioase. Noutatea aici este că le facem pe amândouă o dată, astfel încât să reducem cât mai mult timpii. Și pe 14 mai am semnat aici podul, undeva 20 și ceva mai vine domnul ministru al transportului Ocuc la momentul respectiv la centura Bacălui și anunțăm și apare anunțul pe, pe portalul de achiziții publice, anunțul pentru această licitație. Așa cum vă spun astăzi, 20 și 1 februarie, 22 februarie 2020, că este iminentă desemnarea câștigătorului pentru acest studiu de vizualitate și proiect tehnic pentru uh, autostrada 13 Bacău-Onești-Brașov. De ce am făcut tot acest istoric? Pentru că puțină lume știe epopeea acestui proiect, suntem într-o într fază matură a acestui proiect, nu suntem la desene colorate pe hârtie cum au cei din Suceava, Autostrada Nordului, dar ei nu știu exact pe unde trece. Aici nu știu dacă a început să ruleze filmul cu, cu, cu traseu. Este un film animat, dar este un film animat care a rezultat din ceea ce, din propunerea de traseu, care e asta la baza fundamentării licitației pentru SF și PTH. La Iași-Târgu Mureș. Iași-Târgu Mureș, ați văzut, se vorbește, cred că, de cel puțin 10 ani s-a făcut și lege, s-au făcut de toate. Dar nu știe nimeni exact în ce stadiu este. Tronsoane, partenerat public privat, vechiul guvern a făcut, vroia public privat pe un anumit tronson, a venit actualul guvern, l-a reziliat. Deci este un talmeș balmeș pe care nu reușește nimeni să-l descifreze, iar noi, parlamentarii de Bacău, nici nu ne-am propus să-l descifrăm, de aia nici nu vreau să intru în detalii, pentru că noi suntem singurii parlamentari din România, alături de un parlamentar USR de la Brașov, domnul Benga, care atunci când s-a pus pe la vot legea autostrăzii Unirii iași târgu ne și ne-am abținut. Și ne-am abținut motivat de faptul nu că nu ne-am dori o autostradă care să lege Moldova de Transilvania. Ne-am abținut pentru că aveam niște argumente pe care le-a pus pe hârtie în decembrie 2018 Lucian Șova. Un, nu sunteți departe de drumul național Focșani, Târgu Secuiesc, la cum îl știți, n-a avut nevoie de lege, a avut nevoie de un constructor puternic, întâmplător era chiar, chiar a făcut acel drum, probabil că a fost unul dintre dumneavoastră pe acel drum, și de finanțare. E adevărat că a durat vreo 20 de ani cât să, până să se facă și să fie dat în folosință. Dar n-a avut nevoie de lege. Ca atare nici aș Târgu Mureș nu, are, nu avea nevoie sau nu are nevoie neapărat de lege astfel încât să înceapă. Numai că acest proiect este împins de fel de fel de asociații, vezi, doamne, civice, asociații neguvernamentale, ONG-uri, care fac fel de fel de acțiuni. BNR, Moldova vrea autostradă, merg cu motocicleta la București, se întorc cu motocicleta la București, protestează, s-au înființat un în partid politic duminică, deci toți cei, acei motocicliști care mergeau la București pentru Iași, Târgu Mureș, acum sunt un partid politic care vrea să candideze, mulțumesc Nicu, care vrea să candideze și pentru primăria Iași și pentru Consiliul Județean Iași, treaba lor. Dar N-au făcut o autostradă, -au, nici măcar n-au pus-o pe, pe șină, dar au reușit să pună pe șină un partid politic. Practic și-au dat jos măștile, dacă vreți. Noi în ce situație suntem? Într-o situație fericită, în care un partid politic PSD și-a asumat acest lucru, acest proiect, Autostrada 13 Bacău-Brașov, cu toate, Bacău-Oneș-Brașov, cu toate, repet, cu toate criticile de rigoare subiective și neîndreptățite, de ce? Pentru că această variantă, și ne-ați mai auzit vorbind pe acest subiect, această variantă este și cea mai ieftină, și cea mai rapidă, și cea mai ușor de, cea mai, cea mai ușor de executat, cea mai rapid de executat, dar și, și cea mai prietenoasă cu mediul. De ce insist aici? Pentru că ați văzut, la centura Bacoului au apărut niște peștișori zburători, la Sibiu Pitește a apărut un gândac și vă spun din experiența pe care o trăiesc și eu la Bruxelles și cu sprijinul dumneavoastră, aceea de europarlamentar, că și dumneavoastră m-a susținut și m a votat, în care observ că Uniunea Europeană ridică standardele și exigențele, criteriile de, de avizare a investițiilor mari, ridică standardele în ceea ce privește protecția mediului. Și atunci, pe o autostradă Căiași-Târgu Mureș, în care 55% din traseul ei este acoperită de de situri, situri Natura 2000, parcul natural Ceahlău, parcul natural Hășmaș, în comparație cu Bacobrașov, care are doar 8%. Doar 8% are parcul Bacobrașov și, evident, că din punct de vedere a mediului este mult mai ușor de avizat și mult mai prietenoasă și este un argument și un atu foarte puternic, inclusiv în fața finanțatorului european, pentru că eu cred că această autostradă va trebui finanțată și din fonduri europene, așa cum este centura bacăului sau, sau, aeroportul. Eu tot intru în aceste detalii pentru că consider că la Onești chiar merită să intri în detalii pe acest proiect. Suntem locomotiva acestui proiect, noi, Partidul Social Democrat, în frunte cu Lucian Șova. Oneștiu, este prima opțiune a oricărui investitor care se oprește dincolo de Carpați, este prima opțiune. Imediat cum ai trecut de la Brețcu și ai la Uituz, Oneștiu e primul oraș. Administrația locală din Onești, PSD, a demonstrat că este deschisă la niște investiții străine, viabilizat, teren pus la dispoziție și alte facilități pe care le permite legea și de aceea au și venit două, două investiții, Smartwood și Autoliv, parcă nu, Nicu, care au generat și generează peste o mie de locuri de muncă, ceea ce nu e puțin pentru un, un municipiu ca Oneștiu. Imaginați-vă Oameni buni că peste 4-5 ani, când va fi gata această autostradă, totuși, din punct de vedere economic, orașul s-ar putea să-și recapete sufletul pe care, îl, pe care îl avea odată. De ce spun 4-5 ani? Pentru că trebuie să fii mincinos sau nesincer cu oamenii să spui că se poate finaliza așa ceva mai repede. Practic, foaia de parcurs a acestui proiect este următoarea. Se desemnează câștigătorul acum, sperăm să nu fie contestații, se trece la întocmirea documenta acestei documentații, nu durează mai puțin. Mai puțin de 2 ani nu poate dura așa ceva, sunt, luat de, a, sunt de luat avize, sunt de uh, fel de fel de de, ținători, de utilități. Nu e simplu, e un traseu de 100 și ceva de kilometri de, de proiectat, de avizat, pe care îl aveți sub ochii dumneavoastră. Dar peste 2 ani, deci undeva la jumătatea anului 2022, indiferent ce guvernare va fi, va fi o guvernare social-liberală, va fi o guvernare de dreapta, va fi o guvernare de stânga, vor decide românii în vara acestui an sau în toamna acestui an. Indiferent ce guvernare va fi, dacă statul român își dorește să traverseze uh, Carpații de la est la vest, să unească cele două provincii, uh, Moldova și Transilvania, uh, să o poată face prin pasul uitus pas, uh, pe, pe, pe varianta 13 Bacău-Brașov. Îi spuneam ieri uh, cuiva la Moinești, fost primar, actualmente parlamentar, Domnule Iole, care este noutatea practică în ceea ce facem noi acum, în strângerea de semnături, în susținerea populară a băcăuanilor? Pe de-o parte, având experiența uh, și a aeroportului și a centurii, în care știu bine că au fost lideri politici care își doreau să nu se întâmple și să nu avanseze aceste obiective. Pe de-o parte, având experiența din iunie 2018, când doi băcăuani au băgat cuțitul pe la spate ministrului transportului din Bacău. Uh, Constatând că în zona Moldovei nu există susținere pentru această variantă, am zis, domnule, totuși, haideți, măcar noi băcăoanii, să ne punem de acord și să uh, inițiem o campanie prin care să susținem public și popular acest, uh, acest obiectiv. Sigur că ieri respectivul parlamentar, politician, spunea că nu cred că există băcăoan care să nu susțină Bacobrașov. Eu nu vreau să mergem pe deducții logice. Ar fi bine ca această susținere, spune dânsul, aproape unanimă, ea să se regăsească și undeva. Fie pe semnături online și este, este, se poate oricând accesa semnătura online pentru susținerea acestui proiect, fie pe semnături pe hârtie, cum știm cu toții, stilul uh, clasic cu protecția datelor personale, lucru pe la care întreaga organizație PSD cu toți aleși și toți cei care vor dori să acceseze funcții publice în anul 2020, că senatori, că sunt deputați, că sunt consilieri locali, că sunt județeni, că sunt primari, că sunt viceprimari, vor trebui să meargă și să strângă semnături și pentru candidatura dânșilor, dar și pentru susținerea acestui proiect, pentru a genera, a crea eșafodajul, să-i spun așa, pentru 2022, atunci când guvernul, repet, indiferent care va fi el, să ia decizia corectă și rațională pentru Moldova și pentru Transilvania și pentru România de a uni aceste aceste două provinții. Nu cred că m-am repetat foarte mult, am încercat să fiu cât mai, cât mai explicit și cât mai detaliat, pentru că eu cred că la Unești va fi procentul cel mai mare de, de, de semnături strânse în următoarele 5-6 luni, în următorul an, în următorii 2 ani, pentru că aceasta este o campanie care va dura până la finalizarea acestui SF și PTH. E o muncă la care organizația PSD s-a înhămat și eu sper că alături de noi să vină cât mai mulți, indiferent de culoarea politică, indiferent de uh, uh, dacă sunt mișcări civice sau toată suflarea băcăoană, să vină să susțină acest proiect uh, concret, cu măcar, cu măcar o semnătură, astfel încât, repet, guvernul să fie uh, să mai aibă un argument să finanțeze această autostradă. Și ieri la Moinești, domnul Cotăleț, primarul Moineștiului, fostul primar al Moineștiului, corpul medical de acolo, astăzi la Onești, Primul am spus Gelu Panfil, după aceea Nico Gnatiuc, doamna manager Secare, domnul manager Nicolcea, oameni importanți gerează acest proiect și eu sper ca tot mai mulți oneșteni, băcuani, oameni din jurul oneștiului să, 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 ne susțină în acest demers. Sigur, dacă e să fotografiem starea infrastructurii aici în jurul oneștiului, vă amintiți cum erau, ce probleme au fost cu, și încă mai sunt, dar nu vor mai fi în, într-un viitor de timp rezonabil pe, pe alimentare cu apă și canalizare. Pasul pe care l-a făcut în 2016, decembrie, dacă nu mă șeală memoria, primarul Nicolae Ignatiuc de a intra într-o colaborare cu Raja, campionul absorției pe fonduri, Raja Constanța, campionul absorției pe fonduri europene în România pe alimentare cu apă și canalizare, cred că a fost un pas inspirat. El a venit după o luptă pe care Consiliul Județean a dus-o aproape 4-5 ani cu niște uneșteni de aici, care nu înțelegeau decât să încaseze niște bani de la populație la negru sau la alb, dar la coșă și nu făceau nicio investiție. Acele monopoluri și pe salubritate și pe și pe apă s-au spart datorită unei munci sisifice pe care am coordonat-o ca președinte al CG împreună cu cei de la Consiliul Jețean. Este o muncă pe care foarte puțin o știu. Nu am pretenția să ridice nimeni statui pentru așa ceva, dar din când în când mai trebuie reamintit, pentru că dacă sau astăzi Oneștiu, Nicolae Ignatiuc este bucuros că a semnat un contract de, de, investiții de aproape 50 de milioane de euro în 58 de milioane de euro în alimentare cu apă și canalizare, lucruri care se vor întâmpla în Onești și vor schimba radical calitatea vieții oneștenilor, toate acestea sunt rodul unei munci de ani și ani. La fel și pe salubitate, dar nu mai, nu mai insist aici. Starea infrastructurii. V-am zis, drumurile naționale, toate care se noadă aici, s-au realizat în 2018-2019 și sunt lucruri de care nu trebuie să ne fie rușine, trebuie să le spunem răspicat. Podul este în plină implementare. Administrațiile locale unde PSD au avut un cuvânt de spus și sunt patronul unor informații administrative din ultimii 14-16 ani, luați un sens pozitiv, adică știu unde s-au făcut lucruri, unde a existat deschidere, pentru că eu știu bine în perioada 2004-2012 și eu și domnul Lemnaru și mulți primari PSD am avut probleme pentru că degeaba colaboram noi primăria cu cj primăria respectivă cu CJ Bacău, n-aveam suportul unei guvernări, ba din potrivă, se tăiau paturi de spital prin 2010 când se construiau stadioane la Cluj-Napoca, se tăiau pensii și salarii și noi încercam să împărțim trei paie la șapte măgari și să încercăm să rezolvăm obiective de infrastructură importante pentru zona uneșteană, pentru că unești nu înseamnă doar uneștiul, înseamnă și Târgu Trotuș, înseamnă și Buceu, Ștefan cel Mare, Bârsănești, Cașin, Mecașin, Bogdănești, Uituț. Și peste tot pe unde PSD-ul a avut ales local într-o poziție cheie, o poziție de conducere, o poziție decisivă, lucrurile s-au schimbat. Sigur că au venit și au venit și momentul în care PSD-ul a participat la guvernare, 2012-2015, după aceea din 2017 până Marian ca să zic așa, până în, până în noiembrie, și guvernarea socialdemocrată a putut să vină și ea alături de parteneriatul cu primăria UNES și Consiliul Județean și să putem să să, să mărim viteza în accesarea de fonduri și implementarea proiectelor. Sunt și exemple negative de aleși de la, de la alte partide, de la PNL, în speță este această comună celebră, Gura Văiei, care parcă e încremenită în timp, din 2004, de când eu știu problemele de acolo și până în, până în ziua de astăzi, uh, s-au pierdut timp, nu s-au făcut investiții minime, nici de alimentare cu apă și canalizare, nici celebrul drum județean, E complicat să colaborez cu un primar care vine în biroul președintelui CJ și într-o stare mai euforică decât permite bunul simț, începe să amenințe și să trântească, să dea cu pumnul în masă și nu știu ce alte istorii. Nu poți așa să construiești parteneriate. Și eu am avut discuții nu ușoare, fie cu primarul de la Cevan cel Mare, fie cu domnul Leonaru, fie cu primarii de la Cașin, încât au fost ei vreo trei de-a lungul timpului, dar totuși obiectivele s-au pus în mișcare, s-au târgut totuși sau altceva. Suntem aici, eu sunt aici alături de... Sunt, sunt în unește astăzi, dar sunt foarte aproape de Târgocna. Și spuneam și astăzi când s-a semnat contractul pe, pe, sănătate că această colaborare, care toată lumea o clamează și toată lumea spune că trebuie să colaborăm, să semnăm, să ne așezăm la masă rotundă, să împingem lucrurile înainte, aici chiar a funcționat. Aici numai contestatarii sau birocrația sau legislația au întârziat niște proiecte. În rest, pe, pe linie Consiliul Local Onești Primar, Consiliul Județean și Guvern, în principiu lucrurile s-au rezolvat mult mai bine decât înainte, deși, sigur, și Nicu Gnatiu, ca primar al Oneștiului, a avut poate anumite nemulțumiri, cu siguranță, legate de guvernarea social-democrată, fie cu finanțarea mai, mai, mare sau mai mică, orice primar vrea cât mai, multe, cât mai mulți bani pentru primăria sa. A avut nemulțumiri, știu, am mai vorbit, le-a gestionat, dar nu a ajuns în situația în care de la Târgogna, că e aproape, vorbesc de Târgogna, nu o mai duc în la Bacău, că asta este, în care tu, primar și-l Șilochi, ai contract din 2015 de, de, finanțare pentru drumul Salinii și nu reușești să-l termini nici în 2019. Și drumul Salinii e o poartă de intrare în județul Bacău, știți, cu toții cu siguranță. Ai banii asigurați și tu tot dai vina pe guvernarea social-democrată, pe Consiliul Județean. Și în paralel, multe alte investiții care și acum sunt blocate, mi-am și acum am fost în martie 2017 la Târgocna cu domnul vicepremier Paul Stănescu, sau au semnat niște contracte pe educație, pe infrastructură, niciunul nu este astăzi în implementare. Singurul obiectiv pe care am reușit să-l să finalizăm e drumul Salinei, că am reușit, după ce l-am dat afară pe domnul Șirochi de la PSD, că nu mai reprezenta PSD-ul din punct de vedere nici măcar a, nici a performanței administrative, dar nici a discursului principal pe care trebuie să-l aibă un primar, ne-am despărțit de el și cu, cu forcepsul, cu rugându-ne de constructor, rugându-ne de guvern să pună a doua oară bani pentru drumul de la Salină, că vezi, Doamne, a greșit domnul și proiectul, am reușit să finalizăm cu chiu cu vai la, 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 jumătatea lui decembrie anul trecut acest obiectiv. Și, dar, din punct de vedere administrativ, Târgu a pierdut vreo patru ani și sper să aibă inspirația să nu mai pierdă și pe următorii patru. Aici, la Unești, lucrurile au mers, repet, au mers într-o cadență corectă, au mers de o manieră altruistă, cu puțină mobilizare și aici trebuie să recunosc că președintele Organizației Municipale PSD-UNE și echipa de conducere au făcut pași vizibili în comparație cu anii în care ne certam noi pe la, pe la bibliotecă. Ne vedeam la bibliotecă. Acum ne vedem la cinematografie. E clar că structura organizatorică a PSD-UNES s-a îmbunătățit după ce ea între 2012 și 2016 a avut oarecare turbulențe și oarecare pierderi. Din 2017 echipa s-a refăcut. În permanență trebuie să împrospătezi, să atragi, să aduci oameni, să-i mobilizezi, să-i capacitezi, să-i ții aproape, să le demonstrezi că ești cea mai bună. Tu, în primul rând, ca și șeful lor la partid, ești cea mai bună soluție și pentru partid și pentru municipiul Onești și eu cred că astăzi echipa, organizația municipală PSD Onești este, ca să spun așa, cu așezată în linie astfel încât să, să, atace, să atace cu succes alegerile locale și parlamentare din 2020, oricând vor fi ele. Localele văd că le tot plimbă. Ba, ba în luna mai, ba finalul lui iunie, nu mai știm nici noi, vor fi acolo în iunie. Anticipatele am impresia că cine și-a dorit anticipate acum uh, au scăpat uh, experimentul de sub control. La fel cum face ministrul de la Finanțe Câțu, uh, nu știu câți din sală au văzut filmul <laughs> experimentul de la Cernobâl, uh, ministrul Câțu e exact fizicianul ăla care, care nu iese experimentul, dar așteaptă să bubuie reactorul care a nenorocit o Europa întreagă și astăzi. Cred că sunt oameni care mai suferă și de la, de la ceea ce a fost Cernobâl în 1986. Uh, Așa este și ministrul ministru Cățu. Uh, au dat drumul la anticipate, își doresc anticipatele pnl ul n-am înțeles de la ei de ce. Au provocat PSD-ul, că despre asta e vorba, cu două tururi. Nu depunea PSD-ul moțiunea două tururi, depunea la următoarea, la sănătate, la ce vor să facă pe sănătate. PSD-ul oricum, deci e clar că PNL-ul a, a, a provocat PSD-ul. Nu ne este frică de anticipate. Dacă vor fi anticipate, mergem la anticipate. Problema este ce stă în... cei mână pe ei în această luptă de a aduce în luna iunie, dar uite că nici nu sunt sigur că e în iunie, niște alegeri care erau la termen în noiembrie. Noi, practic, în octombrie eram la termen în campania pentru parlamentare. Și acum le aduc în luna iunie. Deci cu patru luni, toată această cheltuială suplimentară, toată această dezbatere care este numai în capul politicienilor, cu anticipatele și cu asta, la care noi, fiind clasă politică, trebuie să participăm și noi activ, că PSD-ul este totuși un partid important a României în continuare. Ce a stat la baza acestei grabe a lor? Oare faptul că ceea ce au promis în 2019, nu știu că nu pot să se țină de cuvânt, că vine termenul 1 septembrie cu o majorare normală a pensiilor, cu tot ceea ce a gândit PSD-ul de-a lungul timpului, de începând din 2017. Amintiți-vă cât, de câte ori s-a cântat prohodul în România că nu sunt bani de pensii și salarii. 2017, 2018, 2019, nu sunt bani de pensii și salarii. Și nu, niciodată nu s-a intrat într-o asemenea, într asemenea, criză. Ce-i mână în această, în această, grăbire a, a anțipatelor? E o întrebare la care Cine va fi responsabil? Cine va fi responsabil de criza în care riscă să intre România? Vedeți că euro se apropie de 5 juni. Cu sănătatea o să vă explice domnul deputat Șova ce se întâmplă. Dacă România intră într-un derapaj în lunile mai, iunie, iulie, cine e responsabil de acest lucru? În mod normal ar fi cei care și-au dorit aceste anticipate cu orice preț. PSD-ul a trebuit să depună moțiune și la, la toată lumea. Sunt unii comentatori, analiști, care spun, domnule, PSD-ul a depus moțiune că trebuie să-și protejeze primarul, din primarii dintr-un singur tur. Da, noi ne-am declarat de mult ca, ca susținători acestei variante alege la primar dintr-un singur tur, pentru că eu am, am spus-o destul de neauș, dacă pot să spun așa. În turul 2 se votează contra. Deci nu văd de ce nu l-ai votat pe cel care îl votez în turul 2, nu văd de ce nu l-ai votat din primul tur. În turul 2 de obicei se votează pentru cine să nu iasă, nu pentru cine să iasă. Dar asta este, asta este placa pe care o folosesc cei de dreapta. Datoria noastră era să depunem moțiune și să vedem ce facem cu, cu, cu acest guvern extrem de toxic uh, a României pentru că repet, în 2019 au intoxicat toată România cu, cu fel de fel de minciuni. Au spus că jos PSD, jos PSD și vă amintiți ce an greu a fost din punct de vedere electoral uh, 2019, acum oamenii i-au pus la treabă, sunt la guvernare, trebuie să, arate, trebuie să arate, să demonstreze că sunt mult mai bun decât reaua guvernare socialdemocrată. Sigur că și noi, PSD-ul, deși am avut o guvernare eficientă în care s-au început niște obiective de infrastructură importante, s-au dat bani la comunitățile locale din urban, din rural, puterea de cumpărare a românilor a crescut, salariile, pensiile au crescut. Noi totuși am luat un rezultat aproape nesatisfăcător la, la europarlamentare și sigur că asta s-a întâmplat și datorită unor greșeli de susținerea unor persoane care nu aveau competența să, să acopere funcția de ministru sau de secretar de stat sau de șef de agenție sau chiar de primar. Pentru asta am... am și pentru asta am plătit. PSD-ul important este că s-ar putea să ne aștepte doar o săptămână, să ne despartă doar o săptămână până la congresul PSD de pe, de pe 29, nu este clar încă dacă va fi pe 29, dar și sigur că un congres poate fi un moment de relansare al partidului sau poate fi un start ratat, depinde ce echipă propui acolo de oameni și sigur ce mesaje dă, dă PSD-ul la, la, la acel congres. Pentru că noi am mai avut două congrese, unul în 2018, altul anul trecut, când doamna Dăncilă și-a dorit să fie președintele uh, și PSD-ului, și președintele României, și primul ministru, și președinte la Real Madrid, probabil. Uh, a făcut un congres pe repede înainte, în iunie, și iată că nu s-a întâmplat nimic spectaculos din acest punct de vedere. Și toată această uh, dorință de a acapara puterea și de uh, frumos poleită, iată că PSD-ul o plătește scump, pentru că astăzi PSD-ul. Este în revenire de formă, dar adversarii par a fi pe un val nejustificat, și sigur că este nejustificat, pentru că nu cred că liberalii, cel puțin de Județul Bacău, sunt mai competenți sau mai pregătiți decât erau în urmă cu un an, 2, 3, 4, ci pur și simplu sunt în spatele unui vot politic generat de ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale. Așa că dacă vă întâlniți cu candidați de la PNL prin campanie sau prin precampanie, să le primă un sfat care să-l dați e să li se mai desufle capul că nu li s-a umflat, umflat, capul de la prezidențiale, nu că, vezi, doamne, le-a crescut gradul de pregătire. N-am fost scurt, am fost destul de lung. O să ne mai vedem. Nu aveam astăzi conferință, dacă Nicu Gnatiuc nu mă sunat duminică seară și după aceea luni dimineață și el a spus, domnule, dacă tot ați propus acest vehicul, autostrada 13 Bacăunești Brașov, eu zic că este momentul, chiar dacă e puțin dar să faci conferința Municipală la Onești după Conferința Organizației Județene, el a vrut să o facă pe 1 februarie, nu s-a putut din cauza calendarului. Dar eu și-a zis, Nicola, a zis, Nicu, a zis trebuie să facem această conferință și dumneavoastră aveți de spus și colegii dumneavoastră și eu am de spus, am de comunicat cu partidul, cu Oneștenii, și cred că este un bun moment de lansare acestui, acestui obiectiv de mare infrastructură, care, repet, este într-o într etapă matură, așteptăm acest câștigător. Îi mulțumesc că s a organizat pe repede înainte, cu minusurile de rigoare. Na, e într -un, practic în 5-6 zile s-a pus pe picioare această conferință municipală. E important că ne-ați auzit, e important să ținem legătura și mai mult decât pe Facebook, pentru că dacă vom vorbi doar pe Facebook, o să ne transformăm în roboți, noi totuși trebuie să fim oameni și aproape de oameni, dar dacă nu suntem noi la PSD, unii de alții apropiați, cum să pretindem că vom fi apropiați de electorat în următorii patru ani? Și eu cred că aici, la Unești, administrația locală uneșteană și echipa de parlamentari și subsemnatul și președintele Consiliului Județean, atunci când a fost nevoie și necesar, am venit alături de administrația uneșteană, pentru că aici lucrurile, repet, au mers au mers într-o turație corectă, accelerată și proiectele s-au implementat repede. Așa că, oameni buni, aveți încredere, cu o echipă care a asfaltat toate drumurile naționale din județul Bacău în 2 ani, care a făcut, din, care a modernizat din fonduri europene aeroportul internațional, care a demarat și are în curs de implementare centura Bacăului tot pe fonduri europene, aveți încredere că este capabilă și este credibilă să se bată cu orice adversar politic pentru susținerea și finanțarea acestui obiectiv de autostradă a 13 Bacău-Onești-Brașov. Vă mulțumesc frumos și vă doresc mult succes! Așa cum îl cunosc eu pe domnul președinte Benea, să știți că dânsul nu vorbește degeaba, precum o fac alții. Și atunci când nu este sigur de ceva, nu se aventurează în a se mobiliza pe dânsul și întreaga organizație județeană într-un proiect în care nu crede. Asta îmi dă încredere și mie și din acest motiv am insistat foarte mult să ne organizăm astăzi, pentru că am încredere că Moldovei se datorează acest proiect, județului Bacău, Oneștiului și tuturor să fim și noi pe harta aceasta a Europei Mari, și din punct de vedere a, a infrastructurii rutiere. Așadar, domnule președinte, vă mulțumim și vă bucurați de toată încrederea noastră, să știți. Dragi colegi, o conferință municipală înseamnă totodată și și un bilanț, o, un raport de activitate pe ultimii ani, un raport care înseamnă sau se poate împărți clar în două componente, una politică și una administrativă. Fiind membru a unui partid în care cred, care m-a susținut și față de care am o datorie, dați-mi voie să expun din punct de vedere politic activitatea din ultimii ani. Și aș începe din 2016 până în prezent. Un 2016 în care m-am bucurat de încrederea partidului. Nu întâmplător și domnul Lemnaru este aici. După o perioadă de patru ani în care eu am fost vicepreședinte și am avut încrederea domniei sale și echipei de pe atunci a psd Onești, domnul Lemnaru mi-a fost alături într-o campanie electorală care nu a fost una deloc simplă și alături de organizația județeană, împreună cu dânsul și colegii din Onești, ne-am mobilizat și am câștigat alegerile locale. Rezultatul este unul care pe mine m-a onorat în acel iunie din 2016, la mai bine de 12% față de următorul clasat, reprezentant al unui partid care acum își a loc în niște merite pe care nu, are, nu le are vis-a-vis -vis și de infrastructura rutieră, aeroportoară din Județul Bacău. După, după localele din iunie au urmat parlamentarele din septembrie, unde împreună cu colegii proaspăt proaspăt aleși, dar și de dumneavoastră, am rezultat să ducem organizația municipală într-un loc fruntaș în cadrul rezultatelor obținute, de către, la, să zic, de către organizațiile din județul Bacău la această competiție electorală. Un număr de 8 parlamentari PSD, într-o ecuație politică complicată, dar uitați că la nivel național atunci am câștigat, cred că, undeva peste 60%, 64%. Un guvern care s-a bucurat de un, un parlament și un guvern care s-a bucurat de o încredere enormă. O perioadă de câțiva ani în care s-au făcut foarte multe lucruri bune pentru români, pe care, din păcate, le uităm foarte ușor. Cu siguranță, și văd în sală, sunt și domni și doamne care sunt medici, care sunt profesori, să nu uitați ce salarii au fost până când să fie guvernarea PSD, mă refer la cadrele medicale la... și la profesori, ce pensii aveam și ce proiecte de infrastructură erau în desfășurare. Fără PNDL 1, fără PNDL 2, nu cred că am fi avut șansa ca municipiul Ionesc să se dezvolte din punct de vedere al infrastructurii rutiere și imaginați-vă dacă nu obțineam cea finanțare de care menționa mai devreme și domnul președinte, bine ce s-ar fi întâmplat cu podul de peste Rău Trotuș, cu școlile din municipiul care au primit finanțare și au fost modernizate, unele, unele urmează a fi modernizate, și cu alte investiții vitale în viața unei comunități. Au urmat alegerile europarlamentare într-un context politic care nu a avantajat Partidul Social-Democrat, Expunerea domnului președinte Benea de mai devreme a fost una destul de clară și anume cum unii au știut să speculeze anumite greșeli pe care Partidul Social Democrat le-a făcut și rezultatul nu a fost unul așa cum ni l-am dorit noi, dar vedeți că în orice rău e și un bine. Zona Moldova are doi europarlamentari, domnul Dragoș Benea, prezent aici în sală, și domnul uh, doctor de la Iași, cred că Ciuhodaru. Ciu... 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 Oameni care au știut să tragă căruța după dânsii, oameni care au împins, să zic, proiectele mai departe și oameni care pot genera idei, soluții pentru ceea ce își dorește România în viitor. Și aici fac referire către autostrada A13. Nu de mult ne-am despărțit de un alt uh, eveniment politic, și anume alegeri la președinție, două tururi, în care Municipiul Onești, organizația PSD Onești, la fel s-a mobilizat bine. Am avut unul dintre cele mai bune rezultate din județ și cred că la europarlamentare am fost singura localitate de urban din județ unde am fost uh, uh, câștigători pe primul loc. Ceea ce nu este. Prea puțin și vă mulțumim, și asta îmi dă încredere să înțeleg că oneștenii sunt niște oameni mai speciali decât ceilalți. Înțelegând că politica nu se face doar vorbind, ci și prin fapte, văzând în istoricul meu și organizației locale că am făcut lucruri, și constatând că candidatul nostru, domnul Benea, la această funcție, este o persoană care la Consiliul Județean a realizat multe proiecte și astfel ne-a dat încredere să susținem candidatura dânsului la un post de europarlamentar știind că va fi la fel de mobilizat și cu siguranță acest proiect a 13 va fi unul de succes pentru că altfel v-am mai spus, nu cred că s-ar fi implicat domnul Benea să bată toba degeaba prin județ. O altă componentă destul de importantă, să spun, în viața unei organizații este prestație administrativă. Trei ani jumătate care nu au fost deloc simpli, complicați. Ajutat în foarte multe proiecte de guvernul PSD, dar izbindu de birocrație, de oameni care avizau proiecte și de inacțiunea unora care puteau face mai mult, am soluționat împreună colegii din Consiliul Local și le mulțumesc consilierilor PSD, în primul rând, dar și tuturor, tuturor celor care au fost alături de mine în acești trei ani jumătate. Am materializat o, se o serie de proiecte care, pe care o să vi le expun în câteva cuvinte. Pre capitolul infrastructură rutieră, podul de peste râu, trotuș, o lucrare de peste 8 milioane de lei. O lucrare care este în desfășurare, de la 1 martie se închide sensul de mers dinspre aval și se va lucra pe el, circulând doar pe sensul dintre dinamonte. În acest moment lucrările sunt în albia râului, protecție de maluri. Un proiect care a apărut pe neașteptate, nu eram niciunul dintre noi. Pregătiți, în 2016 nu știam că va apărea această problemă și știți că în urma unei expertize am constatat că trebuie să facem o limitare de tonaj și de viteză, pentru că altfel cei care ar fi tranzitat acest, acest obiectiv de infrastructură rutieră ar fi fost în pericol. Iată că am reușit să depunem documentele, am obținut o finanțare pe un program național de dezvoltare locală conceput, gândit și pus pe roate de către PSD, am obținut finanțare și lucrările se desfășoară. După cum v-a spus și domnul Benea, Sperăm ca sfârșit de mai, începând de iunie, lucrările să se finalizeze. Calea Brașovului, o lucrare care îmi creează și emoții, care îmi dă și speranță, un drum care nu a putut fi reabilitat mai bine de 30 de ani, iată că a dat bunul Dumnezeu să mă ajute să rezolv eu această problemă, dar cu siguranță nu aș fi putut fără sprijinul domnului ministru Șovacii prezent. Și țin să vă mulțumesc public, domnule ministru, pentru toată susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! După ce în județul Bacău, marea majoritate a drumurilor au fost reabilitate, tot prin îngrija ministrului Șova, ne-a rămas și nouă datoria celor care avem sectoare de drum ce se intersectează cu drumurile naționale. Mă refer aici cu precădere la ieșirile din oraș către Bacău, Brașov, Adjud, și comune. Bucium, Gura Văi, Caraclău. Iată că după ce și-a făcut datoria Ministrul Transporturilor, ar trebui și eu alături de Consiliul Local, alături de primărie să-mi fac datoria și eu zic că mi-am... M-am achitat de această sarcină într-un mod echitabil. Ișire spre Brașov asfaltată, ieșire spre Bacău, drumul spre Bucium, anul acesta drumul spre Caraclău, un kilometru, pe lângă alte multe lucrări de asfaltare municipionește, pe bani de la bugetul local. Mă întreb de ce nu s-a putut lucrul acesta și cu ani în urmă, nu foarte în urmă, dar imaginați-vă că în acești trei ani și jumătate am asfaltat strada Tineretului, strada Mihai Bravu, strada Păcii, Liliacului, am început să refacem infra infrastructura pietonală și aici vorbesc de trotoarele de pe Bulevardul Republicii și cu siguranță la mijlocul lunii martie avem deja puși 2 milioane de lei deoparte să refacem trotoare pe calea Mărășești, în cartierul TCR și multe altele. Investiții în sănătate, că vorbim astăzi de sănătate și un, iar un episod foarte fericit astăzi, pe lângă parteneriatele vechi, cu Consiliul Județean, pe sănătate astăzi, un nou parteneriat în vederea realizării unei, unui proiect ce face referire la creșterea eficienței energetice la Spitalul Municipal. Susținerea de la Consiliul Județean, și vă mulțumesc, domnule președinte, este de un milion de euro. Un proiect care va fi realizat în 2 ani de zile. Din acest milion, care era partea de cofinanțare a Consiliului Local Onești, și nu am fi putut să cofinanțăm pentru că banii aceștia nu-i avem, 95% fiind va fi susținut de către Consiliul Județean, 5% de către Consiliul Local Onești. Vă mulțumesc, domnule Prașoveanu, și întrege echipe PSD pentru această susținere. Dar să nu uităm ce am făcut până acum la Spitalul Municipal. Modernizarea secțiilor, interne, oftalmologie, orele, realizarea centrului de primiri urgențe, centrul de excelență prin care medicii, și cadrele medicale cu pregătire medie, mă refer aici la asistentele medicale se pot uh, perfecționa prin niște studii, chiar acum uh, am aflat de fapt că o serie, un număr de medici de la Spitalul Municipal sunt în Italia la cursuri de perfecționare pe bani europeni, și nu este puțin lucru. Să vorbim despre educație. Pe lângă școlile modernizate de administrația Lemnaru, am obținut fonduri europene pentru a moderniza grădinița Magnolia, grădinița numărul 14. În maxim două luni de zile se vor semna două contracte pe POR, fonduri europene, pentru a moderniza școala Ghiță Molcanu și școala numărul 1. În pregătire și în analiză avem acum școala Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, cu o documentație deja depusă spre a fi analizată și finanțată. Ce am făcut pentru tineri? Știți că în campania electorală fiecare candidat vine și spune câteva face. Este bine să ne uităm ceea ce am promis că vom face în 2016 și ce am făcut până acum. Am promis că vom face un centru pentru tineret. Nu știu câți dintre dumneavoastră au fost la Borzești. Să vedeți că un imobil ce avea destinație vestiar pentru cei care lucrau la spații verzi, reprezintă acum... Un centru pentru tineret foarte bine dotat, amplasat într-o zonă verde, unde tinerii, fie că sunt mici, fie că sunt adolescenți, își pot desfășura activități recreativ culturale foarte interesante și vă rog să-l invitați, să-l invitați, să, invitați, să vizitați, vă rog. Marșul absolvenților și gala învățământului. Două evenimente pe care le-am susținut an de an. Tinerii cu rezultate meritorii la Olimpiade internaționale și naționale au fost susținuți cu bani de la Consiliul Local Onești. Anul trecut, 2019, decembrie, profit că este și doamna Ingrid Strate aici și o salut și îi mulțumesc pentru sprijinul dânsei în a organiza activitățile sportive. Am premiat cu 150.000 de lei, adică un miliard jumătate, pe toți cei care au obținut rezultate la Olimpiade, concursuri naționale și internaționale și sportivi care au obținut. Locul 1, locul 2 și locul 3 la concursuri naționale, europene, balcanice și mondiale. Nu este puțin lucru să știți, să poți an de an, să susții aceste proiecte, dar avem o datorie față de acești tineri, pentru că cu toții vorbim să susținem sportul, să susținem învățământul, să susținem sănătatea, dar prea puțini o fac din această țară. Chiar dacă este un subiect de care unii fugim câteodată. Eu astăzi nu voi fugi și vă voi spune că cu bună credință am susținut și finanțat proiectele bisericești în Onești. Sunt câteva obiective care vor fi finalizate anul acesta și avem un obiectiv de aproximativ 20 de ani pe care îl susținem în continuare. S-a finalizat pictura de la Biserica Maria Magdalena, Mica Putnă. O să vedeți că peste o lună de zile, maxim, vom organiza un eveniment foarte important, prilejui de faptul că acum, acum câteva zile, acum trei zile joi, Consiliul Local Onești a hotărât în unanimitate ca Sfântul Voivod Ștefan cel Mare și Sfânt să fie patronul Oneștiului alături de Sfântul Nicolae. De ce am făcut lucrul acesta? Pentru că ne mândrim cu biserica de la Borzești, ne mândrim cu faptul că Domnitorul și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a copilărit pe lângă Onești, dar nu am făcut nimic consistent în acest sens. Și iată că a venit momentul în care să susținem și biserica pentru a finaliza proiectele de care avem nevoie. Spuneam de Pictură la Maria Magdalena, vă spun că s-au finalizat lucrările de pictură și la Crucea de Piatră, se pictează la Biserica de la Mal și la Catedrală, cu siguranță e nevoie de susținere și următorii ani, dar în limita posibilităților o facem. Aș vorbi despre locurile de muncă și acest subiect a fost atins și de către domnul președinte Benea. Spuneți-mi dumneavoastră câte fabrici știți că s-au deschis până în 2016 în Onești. Cu siguranță știți câte s-au închis. Pentru că tot, cu toții suntem oneșteni și cu toții am suferit că părinții noștri, copiii noștri, bunicii noștri au rămas fără loc de muncă, că s-au închis fabricele. Așa a fost să fie. Dar avem o datorie pentru a Rezolva această problemă. Nu uitați, în municipiul Onești s-au deschis două fabrici noi. Una face volane și centuri de siguranță, se numește Autoliv, astăzi au undeva la 600-700 de angajați, își schimbă locația, undeva într-un loc în care vor avea până la sfârșitul anului mai bine de 1000 de angajați. Să nu uităm de Smartwood, o fabrică mică care prelucrează resturile sau să spun deșeurile din material lemnos, o fabrică, un capital 100% francez, peste 100 de locuri de muncă astăzi, la ieșire din Onești către ajut pe partea stângă. Nu mai spun de Dedeman, o companie care iată și, și a avut încredere în Onești și a relocat activitatea de la punctul de lucru de peste pod, știți, spre Târgu Ogna, pe strada Redului, cum ar veni varianta Oneștiului către Adjud, unde cu siguranță o investiție foarte mare de bani, dar și de acolo au rezultat un număr mare de locuri de muncă. Eu zic că sunt proiecte mari pe care le-am inițiat, și pe care le-am gestionat cu bine, cu rău în această perioadă, dar mi-aș dori să vorbesc despre ceea ce urmează să facem și să susținem în municipiul în câteva cuvinte. Am promis și iată că deja s-au făcut primii pași în ceea ce înseamnă realizarea unei rețele de gaze naturale în cartierul Slobozia și Borzești. Deja am primit adrese de la Del Gaz Green, deja în bugetul local, aprobat acum trei zile de către consilierii locali, se prevede sumă de bani în ceea ce înseamnă elaborarea documentației și partea de cofinanțare pe care trebuie să o susținem noi. Valoarea proiectului conform datelor calculate de către Delgaz Grind, investiția ar fi de 2.200.000 de lei, finanțare Delgaz Grind 200.000 de lei, iar noi 2 milioane. Iluminatul public stradal. S-a depus un proiect pe POCA din păcate, un singur aviz de la mediu ne-a încurcat să obținem bani europeni, dar s-a anunțat de curând deschiderea unei finanțări pe de către Ministerul Mediului și avem deja documentația pregătită, o, o și depunem pentru a obține o reabilitarea sistemului de iluminat în municipiul Proiecte care vor fi semnate în maxim o lună de zile. Reabilitarea piațetei Casei de Cultură și a Bibliotecii Municipale. Suntem în permanență, să spun, colaborare și discuții, schimb de informații cu cei de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Proiectul deja a trecut de analiză, urmează a fi semnat și cu toții ne dorim ca, pe lângă Catedrala Frumoasă, să avem și o piațetă frumoasă acolo, care cu siguranță va purta numele voievodului Ștefan cel Mare. Investițiile noastre în sănătate continuă și o să vă spună la nivel național domnul ministru Șov acum, dar cu siguranță vă va spune și faptul că noi nu privatizăm sănătatea fraților, cum au început alții să o facă, ci noi investim în ea. Am investit în sănătate alături de acești oameni, în ultimii opt ani și îmi voi investi și în viitor. De aceea, cum a spus și domnul președinte Benea, vă rog să aveți încredere în noi, pentru că noi am demonstrat că știm să facem lucruri și nu doar ca și alții vorbim despre ele. Acesta ar fi prezentarea sau aceasta ar fi prezentarea pe scurt a unui raport de activitate în ultimii patru ani și câteva dintre proiectele cu care vom veni în fața uneștenilor în iunie 2020 pentru următorii patru ani. Țin în încheiere să mulțumesc celor care mi-au fost alături în acești patru ani și mă refer în primul și în primul rând la uneșteni, cei care n-au funcții publice, cei care n-au funcții politice și apoi, dar nu în ultimul rând, la dumneavoastră cei prezenți în sală. Pe mulți dintre dumneavoastră vă revăd și vă știu ca fiind și cei care ați muncit pentru Nicolae Gănatiuc primar și pentru PSD Consiliul Local și în 2016 și vă rog să fiți alături și în 2020 pentru că îmi doresc ca alături de dumneavoastră să facem și să nu vorbim. Acesta a fost raportul de activitate. Am vorbit mai puțin decât domnul președinte Benea, pentru că întotdeauna dânsul însoare mai multe de spus și le și spune bine. Eu îmi doresc să parcurgem pe repede înainte pașii conferinței statutari și aș dori raportul de activitate. Domnul Paris l-a spus, eu vă rog să nu-l mai, nu mai repetăm. Întreb Comisia de Validare dacă sunt îndeplinite condițiile statutare pentru desfășurarea conferinței în continuare. Înțeleg de la domnul Rădulescu că da. Supunem la vot epuizarea intervențiilor pe punctul 1 de pe ordinea de zi și anume raport de activitate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dau cuvântul trezorierului organizației pentru a prezenta bugetul propriu de venituri și cheltuieli și execuția acesteia. Domnul Blidaru Valentin, vă rog, mulțumesc. Nu sunt decât două puncte. Contribuții permanente sunt 11.200 și transferul la organizația ierarhic superioară, aceeași sumă, 11.200. Restul, cheltuieli 300, deci cam asta ar fi, foarte scurt. Da. Vedeți cum e cu, cu raportul la PSD pe bani. Dacă n-am avut mulți, am avut puțin de raportat. Așadar, supun la vă proiectul vis-a-vis -vis de de expunerea pe buget și execuția acesteia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul 4 de pe ordinea de zi. Dau cuvântul domnului secretar al organizației pentru prezentarea unui raport cu privire la evidența membrilor organizației PSD Unești. Domnul sergentu Adrian, vă rog. Da, bună ziua foarte scurt, numărul total de membri înregistrați 626, numărul de membri înscriși de la precedenta adunare generală 16, numărul de membri radiați din evidență 42, din care femei 239, bărbați 357, după vârstă din cei 626, tineri 36 până în 30 de ani, 410 între 35 și 65 de ani, peste 65, 180. Naționalitate, după naționalitate români, 619, maghiar 5, altă naționalitate 2, ortodoxi 437, catolici 162, altă religie 27, după studii, cu studii elementare 81, cu studii medii 327, cu studii superioare 218, după fără ocupație 69, liber profesioniști 326 și pensionat 231. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar. Momentul 7 de pe ordinea de zi. Președintele organizației locale transferă conducerea lucrărilor către domnul președinte al organizației județene în vederea organizării alegerii președintelui al biroului organizației și a delegațiilor la Congres, conferință nu mai avem. Imediat, domnule președinte, să vă pregătesc și lista. Aceasta este lista cu cei care și-au depus candidaturile la toate pozițiile vicepreședinți. Da. Președinte, vicepreședinci și membri, secretari și membri. Ați avut un termen de punere, bănesc, nu? Mai e deschis? Mai e deschis Hai. termenul? Mai este? Păi nu, ca să știu ce întreb. te mai dorește cineva să candideze. Tot avem doi oaspeți aici. Dar nu -au, au adeziuni. Nu au adeziuni, deci nu pot. Da. Bun. Păi, pentru președinte al organizației. Municipale PSD Unești, s-a înregistrat o singură candidatură, domnul Nicolae Ignatiuc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cu unanimitate. Pentru o perioadă de 2 ani, nu? Doi ani. Să dea Dumnezeu să fim aproape în același format. Destinele organizației municipale PSD Unești vor fi conduse de domnul Nicolae Ignatiuc, dar ca orice organizație și ca orice lucru bine făcut, temenii făcut, el trebuie făcut într-o echipă pe care, probabil o echipă care s-a construit de la sine în mandatul din noiembrie 2018 până astăzi și pentru funcțiile de vicepreședinte al organizației s-au înscris următoarele, s-au înregistrat următoarele candidatori. Florin Ostache, Corina Alexe, Ioan Paris, Alin Bunghez, Gabriela Liliana Țăru, Iulian Valentin Blidaru, Ion Tănase. Mai sunt alte candidaturi? Nu mai sunt altele? Cine este pentru aprobarea acestei formule de vicepreședinți? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate, cei șapte vicepreședinți. Domnul Ostache, doamna Alexe, doamna domnul Paris, domnul Bunghez, doamna Țăru, domnul Blidaru și domnul Tănase. Pentru funcția de secretar al organizației, domnul Adrian Sergentu. Mai sunt alte înscrieri? Dacă nu vă supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri cu unanimitate, secretarul proaspătul, vechiul și proaspătul secretar al organizației este domnul Adrian Sergentu trezorier al organizației, doamna Albert Ana Maria. Aici sunt sigur că nu se mai înscrie nimeni. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate, mulțumim doamnei Albert. Eu țin să le mulțumesc mereu trezorilor, pentru că e o misiune ingrată și de multe ori decisivă în validarea candidaturilor sau invalidarea candidaturilor, dacă nu este ca oamenii făcut această muncă de trezorier. Membrii în birou organizației, domnul Marian Moraru, domnul Florin Rădulescu, doamna Liliana Stănescu, domnul Lucian Stan, domnul Vasile Bălan, doamna Elena Sfârlog, doamna Crenguța Ghiocălin, doamna Gabriela Petronela Ioniță, domnul Cosmin Vulpoiu. Mai sunt alte candidaturi? Dacă nu supun aprobării formula, în formula prezentată, cine este pentru? Împotrivă, abțineri cu unanimitate a fost aprobată această formulă de membrii în biroul organizației. Văd aici fel de fel de recomandări, le-am parcurs cu ceritate, nu vreau să plictisim pe nimeni, vreau să mai auzim câteva opinii pertinente despre starea politică și administrativă actuală a județului și nu numai. Punctul 6, numai. Predau tot eu conduc. A, ah, nu, că ești președinte, da. Corect. să conduceți la nivel județean, domn președinte, și vă mulțumim. În primul rând, vă mulțumesc pentru încredere. Știu ce înseamnă să, să pornim într-o echipă la, la o nouă competiție electorală. Țin să-i felicit pe cei noi care au venit în partid, pentru că au avut curajul să o facă într-un context pe care cei tineri și cei noi îl înțeleg, dar și-au asumat lucrul ăsta pentru că au încredere și le mulțumesc pentru acest lucru. Totodată îi mulțumesc pe toți cei care au obținut funcții fie de vicepreședinte, secretar, trezorier și membri și dumneavoastră tuturor pentru că ne-ați ales. Felicitări, felicitări tuturor și vă mulțumesc! Deci ar mai fi câțiva pași de parcurs, procese verbale de care se vor ocupa colegii mei. O conferință nu poate să se încheie decât ascultând și părerile celor care, și opiniile, proiectele și gândurile celor care au ocupat și ocupă funcții publice la cel mai înalt nivel. Pe lângă domnul ministru Șova, pe lângă domnul președinte Brașoveanu, Înaintea domnilor lor, dați-mi voie să l invit să ne adreseze câteva cuvinte, pentru că înțelepciunea, experiența și vârsta îl recomandă pe domnul Emil Lemnaru. Vă mulțumesc! Domnule președinte, domnilor președinți, de fapt, domnule europarlamentar, doamnelor și domnilor, un moment festiv al organizației noastre municipale, la care participă oameni de marcă, urmarea faptului că suntem o echipă serioasă, am fost, suntem și vom fi. Împotriva ceea ce doresc unii și sperăm să nu reușească vreo breșă în perioada următoare. Trebuie să ne mobilizăm cu toate forțele, trebuie să găsim căile și capabilitățile necesare ca cei nehotărâți, 50% care sunt la ora actuală și neparticipanți la votul oricare ar fi el și care a mai fost și înainte, să vină de partea PSD-ului. Deci nehotărâții trebuie să constituie pentru noi o acțiune, o țintă de mobilizare. Este un punct foarte important. O altă chestiune care trebuie să o avem în vedere este ca organizația noastră, cu sprijinul organizației județene, să pună în practică ceea ce și-a propus. Acest lucru se poate realiza cu pasiune, cu dăruire, și cu înțelegere într-un context în care cei care sunt la nivel central, mă refer la cei care sunt interimari, unii care sunt pe deal, așa, vor ca organizațiile PSD din țară să dispară. Este o luptă necruțătoare dusă împotriva democrației, nu a unui partid, împotriva democrației. Cerem să se respecte Constituția statului român sub toate aspectele, să se respecte legile care sunt în vigoare și promovate de Parlament. Vedeți, au fost întrebați oamenii de ce nu se spune da, vor fi mărite pensiile în septembrie. De ce nu se vor mări salariile profesorilor din structura de învățământ? Au lălăit-o, au murmăit-o, dar nu au fost în stare să spună precis, exact cu întrebarea. Da sau nu? Le e teamă? Sunt incapabili, stimați colegi. Sunt incapabili. Avem structuri serioase în toată țara și nu se vor lăsa acoperiți de aceste lucruri care încearcă unei să o facă. La noi aici în zonă, vedeți pe suportul conferinței, este această autostradă a 13 și plec de la ea. Eu am convingerea că ea se va realiza cu mult înaintea celei de la Iași. Autostrada a 10 sau 8, cât se cheamă. Se va face sigur. Podul peste trotuși este gata. Și sunt sigur că se va face Până în iunie, 14 iunie, se pare că vor fi alegerile locale și trebuie să găsim posibilitatea ca lumea să utilizeze acest pod fără să mai vocifereze. Dar trebuie să știi că acest pod are în componentă 48 de grinzi de mari dimensiuni. 24 s-au înlocuit, nu numai trotuarul care era cu probleme, și în partea altă care se circulă acum și care se va închide la 1 martie, încă 24 de grinzi de mari dimensiuni. Este un lucru. Pe lângă acestea vreau să spun și să rog pe domnul președinte al județului Bacău, pe domnul Benea, pe domnul președinte al Consiliului Județean. Mai avem un lucru de făcut acolo. L-am început și trebuie să continuăm. Este vorba de pasajul pe sub calea ferată. Suntem orașul cu barieră. Trebuie să-l facem. E o chestiune care se poate realiza cu fonduri proprii. S-a început, proiecte există, trebuie dat drumul. Acolo este și un sens giratoriu care reglementează, de fapt, patru direcții principale a drumurilor naționale. Azud, onești. Brașov, onești. Târgocna, onești. Bacă, onești. E nodul care prevede și un sencerator și rezolvă, din punct de vedere al circulației rutieră, toată această chestiune. Și am convingerea că el trebuie rezolvat în această perioadă, mai repede poate decât a 13, dar trebuie să o facem. Am convingerea că structura organizatorică a Partidului Social-Democrat la Onești va avea rezultate bune și la locale și la parlamentare și cred eu că numai prin mobilizare și dăruire reușim să facem aceste lucruri. Mai am încă o chestiune. Știți, noi am avut aici la Unește niște birouri de europarlamentare și birou de parlamentare. Rog pe uh, domnul președinte Benea ca la Unește aici să avem la sediu partidului, sediu pentru ca europarlamentar a dumnealui, cât și a domnului Șova, ministru Șova. Pentru că e un om de-al nostru de aici din zonă, doi sunt oameni de-ai noștri din zonă. Și pentru impactul deosebit care poate fi față de locuitorii din zonă, știu că aici este biroul europarlamentarului de Bacău și biroul uh, deputatului de Bacău. Suntem organizații care nu ne delimităm de acțiunile de a ne prezenta uh, oamenii de vază din partidul nostru. Vă mulțumesc! În continuare îi dau cuvântul domnului ministru Șova. Vă rog, domnule ministru. Da, dragi colegi, sigur suntem la un moment de bilanț pe care tocmai ce l-am parcurs și la un moment de nou început, ocazie cu care eu adresez felicitări și urări de succes organizației și conducătorilor organizației PSD Municipiul Onești pentru următoarea perioadă. Acest lucru însă este încărcat de foarte multe semnificații și eu mă voi strădui să reliefez câteva dintre ele. Trebuie să știm cu toții că Succesele pe care le-am avut în plan administrativ, atunci când am avut ocazia să dovedim acest lucru, trebuie apărate, trebuie conservate și trebuie duse mai departe. Sunt lucruri care au fost făcute de către noi, sunt lucruri care sunt în derulare și sunt lucruri pe care ni le propunem. Lucruri pe care le-am făcut deja au fost și prezentate de către antevorbitorii mei. Lucruri care sunt în derulare sunt cele care se întâmplă la Spitalul Onești, la Spitalul Bacău, la Spitalul Moinești și sigur proiecte, iar cel mai important dintre proiecte este cel al autostrăzii Bacău-Onești-Brașov, proiect care a început prin fundamentarea unei analize multicriteriale făcute de experți străini, în 2018, practic atunci a început să fie pusă pe hârtie această idee și am avut grijă ca ea să fie construită, acest proiect să fie construit de o manieră ireversibilă. Dar iată că contextul politic local, dar mai ales național ne face să privim cu îngrijorare la ceea ce urmează. Și eu vă spun că din contextul electoral, al alegerilor care urmează, noi împreună cu dumneavoastră, cu cetățenii pe care îi cunoașteți, cu oneștenii cu care aveți contact, noi împreună cu toți băcăoanii trebuie să avem grijă ca drumurile începute de noi să nu fie oprite de ei, autostrada a 13 pe care am început-o să nu fie dată la noi de către ei, Centura Bacăului subfinanțată în aceste zile de către PNL și începută și finanțată corespunzător de către noi să nu fie oprită de către ei. Lucrările în infrastructura școlară pe care le-am început să nu fie oprite de către PNL. Aceste lucruri trebuie să ne preocupe și să nu credeți că sunt doar sloganuri electorale. Vedem foarte bine ce se întâmplă la nivel național cu. Proiectele legate de sistemul sanitar Este unul dintre cele mai importante pericole pe care trebuie să le conștientizăm Având în vedere că este o politică asumată Ceea de privatizare a sistemului sanitar de urgență Practic poarta, principala poartă prin care un om în suferință Intră, interacționează cu sistemul sanitar Noi nu avem voie ca aceste lucruri să nu fie spuse și să nu fie apărate cu votul fiecăruia dintre cei pe care noi îi atragem sub filozofia și sub auspiciile Partidului Social Democrat. Atât la nivelul oneștiului, cât la nivelul întregului județ Bacău și la nivel național, trebuie să se știe că PSD apără sănătatea publică, apără sănătatea pentru toți, spre deosebire de PNL, care face medicină pentru hoți. Trebuie să știe Orban și Costache că trebuie să dea bani la sănătate, la infrastructura publică de sănătate, au datorie față de bolnavi de cancer din România, din Moldova și din Bacău să financeze cel de-al doilea reactor al Spitalului Județean Bacău prin care se tratează bolnavi de cancer. Dacă acești bani nu vor fi dați la timp, vor avea pe conștiință Bolnavii pe care am fi putut să-i tratăm după deschiderea celui de-al doilea reactor și care doar din cauza lor nu vor fi tratați. Acestea sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe. Aceasta este misiunea fiecăruia dintre noi, de la cei mai simpli membri până la conducătorii organizației onești. Organizații Bacău și organizației naționale. Am mari speranțe pentru succesul congresului pe care îl așteptăm. Acest congres sper să consacre și o poziție foarte importantă în conducerea PSD la nivel național și pentru Dragoș Benea, lucru care îl merităm noi cu toții, nu numai el. Doresc succes echipei de la Onești! Asta mi-ați furat-o, domnul ministru, vreau eu să vă spun în încheiere, am pierdut-o. Da. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean, Bacău, domnul Sorin Brașoveanu. Poftiți, domnule președinte. Sărbăinile, bună ziua, mulțumesc, domnule primar, felicitări pentru noua echipă proaspăt. Aleasă mult succes, sănătate și spor la treabă. Alături, sigur, de noi. Personal, legat de Onești, din echipa în care fac parte, au fost multe provocări. Provocări legate de colaborarea mai întâi cu domnul Lemnaru, acum 22 de ani, când ne-am trezit cu tot ce înseamnă sistemul de protecție a copiilor, leagăne de copii, case de copii, preluate de către Consiliul Județean, dar în care nu s-a dat și sursa financiară, s-a transferat doar responsabilitatea. Și o parte din dumneavoastră sunteți aici în sală și am început o adevărată reformă. Nu Sunt 22 de ani, vă dați seama. Dar astăzi, atunci, am făcut pionierat în toți acești ani Bacău în, în țară și astăzi sunt servicii cât mai aproape de oameni, nu mai sunt instituții rezidențiale în care se i ducem undeva la marginea județului, sau izolați undeva în spatele unei clădiri, așa cum era Leagănul, numărul 2 din Onești, cu 208 copii între 0 și 3 ani. Trist, dar am trăit aceste momente în care a trebuit să găsim soluții. Și soluțiile le-am găsit împreună cu domnul Lemnaru, și după aceea cu domnul Gnatiuc, în care am diversificat și am creat servicii cât mai aproape de oameni și în sprijinul oamenilor. Asta facem după aia provocare, ca să rămân la capitolul provocări, împreună cu domnul Natiuc, două mari provocări din 2016, pe lângă celelalte care uh, am venit și am construit, dar două mari crize. Criza apei, în 2016, în noiembrie, s-a accentuat. Astăzi, ați văzut, numai mai reiau în ce situație și este pe un drum bun, semnând acum o lună de zile, o lună și trei zile, un contract de finanțare de peste 58 de milioane, la care s adaugă ăsta de astăzi cu aproape 6 milioane de euro. Asta este felicitări, domnule primar. Și să o țineți tot așa, probabil, în martie urmează alt, alt contract de finanțare. Bravo! Și criza deșeurilor. Vreau să-i mulțumesc personal domnului primar pentru că face parte din Consiliul de Administrație, alături de mine și cu alți trei uh, primari sunt cinci în Consiliul de Administrație. N-a fost ușor, să știți, greutatea a apăsat pe umrii noștri pentru că trebuia să luăm decizii cu niște operatori, cu niște procese în derulare, cu niște primari care n-au înțeles și care sunt aici în jur și au trebuit să ducem procesele astea doi ani de zile și care a vrut, de fapt, să ducă un proiect al județului de 40 ceva de milioane în cap. În sensul că dacă până la 31 decembrie 2018 nu făceam funcțional, trebuia să dăm toți banii înapoi la Uniunea Europeană. Și am avut verificări în sensul ăsta, ne presa timpul, dar împreună am reușit să o gestionăm și cu sprijinul domnului președinte Benea și a celor care îi vedeți aici, care au expertiză fiecare în domeniu. Domnul Smarandache, domnul Șova și și domnii primari și o parte din dumneavoastră a reușit să depășim acest moment destul de delicat și cu sprijinul atunci al subprefectului, după aia al prefectului, Valentin Ivancea. Și mulțumesc! N-a fost ușor să gestionăm o asemenea situație. Acum suntem în situația în care venim Cred că în două săptămâni cu un plan de eficientizare în fața tuturor de primarul de a merge pe, pe o selecție selectivă și cât să mărim procentul de reciclabil, dacă vrem într-adevăr să avem o, un județ curat așa cum ne dorim cu toții. Nu nu este ușor, sunt pași care trebuie să făcuți. Faptul că astăzi în județul Bacău sunt peste 230 de șantiere deschise și 393 de milioane de euro în ultimii 3 ani de zile bani atrași în județul Bacău, doar 17-18 milioane sunt din bugetul propriu al Consiliului Județean. Ăștia sunt numai bani gestionați de Consiliul Județean, 323, adică 23 de șantiere din cele 230 de șantiere. Dacă să ne înțelegem, nu este o altă sumă. Din care 55% înseamnă infrastructura rutieră. Pentru că, așa cum discutăm și aici reiese, conectivitatea este cheia dezvoltării județului și a regiunii. Pe locul 2 sunt investițiile în sănătate, în sănătate așa cum le-ați simțit în ultimii ani aici, în Onești, prin prezența permanentă a Cosiu Județean, finanțarea. Acestor, acestor, obiective atât de importante vizând calitatea vieții locuitorilor din zona Onești, cât și a celor de la Moinești, a Spitalului Județean, de urgență Bacău, care e sub ordinea Consiliului Județean și a celor a Spitalului din Buhuș. Toate astăzi, față de acum trei ani, arată cu totul și cu totul, alt, cu totul altfel. Investiții în mediu, investiții în educație, și investițiile în calitatea umană, și mă bucur că aici, la spital, odată cu investițiile și cu reparațiile și tot ce facem, se investește și în calitatea și perfecționarea și formarea personalului de aici. Când vorbim de sănătate, când vorbim de educație, este e foarte important să ținem pasul cu viteza cu care se mișcă lucrurile în domeniul științei și a cercetării și să fim în pas cu toate aceste noutăți. Cât despre, cât despre ceea ce se întâmplă la nivel național cu guvernul liberal, a spus-o și domnul președinte Benea. Multe măști, puține figuri. Și au început să li cadă măștile. masca, noi investim, guvernul PSD, și toată guvernarea în servicii publice de sănătate, ei vin să privatizeze și să vândă. Nu este posibil așa ceva. Nu știu mai bine decât noi de aici. Știu, le dictează alții ce trebuie să facă. Au datorii către stat, băncile și multinaționale, ei fac ordonanțe noaptea și îi scutesc de aceste. O altă mască căzută. Trimit controle în instituțiile de protecție sociale, dar uită să asigure finanțarea. Așa cum anul trecut, guvernele, din urmă, a asigurat finanțarea până la 90% din standardul de cost. Adică cheltuială minimă, 90% și noi veneam cu diferența. 10 plus, plus, tot ce înseamnă proiecte care le avem în derulare și diversificarea serviciilor. Ne-au dat bani la buget doar pentru 3 luni. Sistemul de asistență socială, să știți. Dar tri trimit controle și ne întreabă de ce nu sunt... De ce nu facem, nu știu ce, măsuri să îmbunătățim calitatea când noi suntem în plin de, de de procese de restructurare și îmbunătățire? Nu este posibil. Nu putem accepta așa ceva. Și mă bucur că văd foarte mulți tineri care doresc să se implice. Este într-adevăr, cum spunea domnule domnul Lemnaru, cred că ne -am, avem o echipă matură, serioasă și nu ne dăm de parte. vis a vis de tot ceea ce se întâmplă și răutățile care ne le trimit în, în teritoriu și încearcă să ne destabilizeze. Eu cred că ne întăresc aceste lucruri și cred că populația vede ce se întâmplă și că ei, de fapt, nu sunt nici miniștri, nici guvernanții noștri. Ei sunt plătiți de corporațiile străine și acum se vede, a venit nota de plată. Vă mulțumesc mult și doresc mult succes în continuare. Mă opresc aici. în încheiere îi dau cuvântul domnului Benea după care rezerv și eu doar un minut și încheiem. Vă mulțumesc. Poftesc, domnule președinte. Mulțumesc om. Am revenit, deci, dar mai sunt câteva minute și ne, ne închidem pe cele două ore necesare unei adunări serioase și responsabile. Cred că asta este de fapt, asta a fost și una din explicațiile pentru care în Oneș s-au câștigat alegerile la europarlamentare într-o atmosferă extrem de complicată. Oamenii din Onești, Oneștiul s-a ridicat prin oameni care au făcut carte la timp, au făcut școli, au făcut facultate și au muncit enorm ca să aducă orașul undeva sus. El a traversat o perioadă complicată undeva în jurul anilor 2005-2010, dar vedeți că este pe ordinea de zi a primarului, a organizației PSD printre primele puncte renașterea economică a Uneșului și de aceea această autostradă A13 unești brașov noi o vedem vitală și o vedem vitală și pentru generațiile prezente, dar și mai ales pentru generațiile viitoare. Au fost câteva, au fost lansate practic câteva provocări aici, toate de bun simț și absolut rezonabile. Într-adevăr, pasajul este un proiect care atunci când îl punea pe masă primarul Leonaro, care îi mulțumesc încă o dată pentru victoriile înlănțuite pentru PSD din 96, 2000, 2004, 2008, acel proiect al pasajului, când îl, punea dânsul pe masă, posibilitățile financiare ale Consiliului Județean Bacău și ale Oneștiului erau limitate și nu aveam susținerea guvernamentală. Între timp, cu siguranță, această documentație trebuie fundamental refăcută. Aș îndrăzni să spun că este mult mai avansată autostrada 13 din acest punct de vedere, pentru că așteptăm câștigătorul. Aici va trebui declanșată o procedură, primăria Onești, primarul Nicolae Ignatiuc, echipa dânsului, să lanseze o licitație, o procedură de licit, doar o simplă reactualizare a indicatorilor, nu cred că va fi suficientă. Trebuie o licitație nouă pentru o documentație nouă, care să țină cont și de proprietăți, exproprieri, avizările care nu simple acolo, pentru că sunt o grămadă de de... e cale ferată, sunt utilități. Deci e un proiect care sigur este mic în comparație cu... este mare în comparație cu un drum județean, ca cel de la Guravăi, dar mic în comparație cu autostrada 13, dar suficient de sofisticat și uh, care trebuie de aproape urmărit și destul de scump, astfel încât s-ar putea să, să, să mă declar mai optimist cu A13 decât cu acest uh, pasaj. Am reținut și provocarea cu cabinetul și pentru mine și pentru domnul Șova. Analizăm, așteptăm, așteptăm luna iunie pentru a parcurge așa cum trebuie această perioadă de precampanie și de campanie, dar eu îmi doresc și aici, dacă domnul Șova i-a luat o vorbă din gură lui Nicu, acum îi mai iau eu una. Eu îmi doresc ca organizația Onești și zona Oneștiului și rezultatul organizației Onești să fie unul care să genereze un parlamentar de Onești și Chestiunea cu domnul Șova sau cu mine să fie opțională, Oneștiu și toată zona să aibă un parlamentar de Onești care să, să fie încă un motor la ceea ce își propune organizația PSD pe următorii ani. Organizația PSD, că tot veni vorba de ea, din cauza acestei autostrăzi a 13, noi am uitat că suntem organizația caracterizată prin acest legământ, acest, acest standard al ei, ne ținem de cuvânt. Noi am uitat astăzi și eu și toți antevorbitorii că suntem o organizație care, dacă ne uităm la ce am promis în 2012, în 2016, din punct de vedere a, infra a infrastructurii și nu numai, realmente suntem o organizație care ne ținem de cuvânt, o organizație care este și ea în plină efervescență, având în vedere că ne așteaptă un an electoral. De aici trebuie să mergem la în la Bârsănești, mai avem treaba astăzi. O organizație care sper să fie pregătită în toate cele 93 de, 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 UAT, de, de comune, municipii și orașe, să propună cei mai buni candidați și la primărie, și la, consilie, și la primari, și la consilierii locali. Eu, mă, eu pot să garantez un singur lucru pe care l-am spus și la conferința județeană și îl spun și, și aici, că voi încerca pe cât posibil, că nu e nimeni perfect și eu mai greșesc, dar voi încerca să păstrez aceeași linie care m-a caracterizat de când am preluat organizația în 2013 și în raport cu colegii, și în raport cu organizație, și în raport cu cetățenii și recomand tuturor să facă acest lucru, să avem un contract nescris, practic, dar un contract bazat pe reguli puține, clare, explicite și pe atitudini reciproce, care să aibă la bază sinceritatea și solidaritatea și între noi și în raport cu electoratul, sinceritate și solidaritate care să convergă la o acțiune care să ne ducă cât mai aproape de ceea ce le promitem oamenilor atunci când le cerem votul. De această dată, în 2020, vom cere voturi și pentru aleși local și pentru aleși național în speță parlamentari. Vom strânge și semnături pentru această campanie a 13. Iarăși anticipez ceva, iarăși o să se supere Nicu pe mine îmi doresc ca până pe 28 mai, când cel mai cunoscut dintre români, Nadia Comâneci, fica Oneștiului, va veni să viziteze municipiul Onești, îmi doresc să semneze și această petiție, să o facă și online, pentru că sunt convins că Oneșteancă este cea mai... Oneșteancă, prin naștere, înțelege ce înseamnă acest finanțare acestui obiectiv pentru dezvoltarea economică a zonei și a orașului unde a văzut lumina zilei și sper că Nico Gănatiuc să-i obțină această semnătură pe online până pe 28 mai, iar pe 28 mai, alături de toți ceilalți oneșteni, Nadia Comunești, să întărească susținerea și lobby-ul pentru acest obiectiv în care noi chiar credem. Noi suntem organizația PSD Bacău, care include și organizația Onești, care nu-și poate propune în 2020 obiective pe care le-a îndeplinit sau să. Vină cu aceleași uh, proiecte uh, pe care le-a implementat deja. Nu mai putem spune, domne, mai asfaltăm drumurile naționale sau terminăm podul sau facem centura sau terminăm centura sau terminăm pista la aeroport, continuăm investițiile în sănătate și la Moinești, și la ONES și la Bacău. Noi trebuie să ne propunem, suntem organizația care trebuie să ne propunem un obiectiv mult mai mare și care să întoarcă în sens pozitiv să dubleze valoarea economică a acestei zone, a regiunea Moldovei și, practic, să completeze tot ceea ce face fiecare primar din acest județ. Că face un drum comunal, că face un drum județean, că face o școală, că investește în sănătate, că facem centura, că facem aeroportul, ele vor fi puse cu adevărat în valoare și oamenii se vor bucura de ele atunci când va veni și această autostradă care va trebui să reducă șomazul și să crească puterea de cumpărare a fiecăruia dintre băcuani. Și de aceea vă îndemn și pe dumneavoastră să. Susțineți cu toată credința și din toată inima acest ambițios proiect politic al Organizației PSD Bacău, autostrada bacău unești brașov autostrada 13. <fie> Repet, sper să aliniem cea mai bună echipă. Sunt convins că aici, la Unești, veți construi cea mai bună echipă de consilieri locali. Sunt convins că veți scoate rezultate foarte bune în raport cu alegerile poate din 2012 sau chiar și din 2016. Veți avea un final fericit. Important este să aveți și o majoritate simplă în Consiliul Local, un scor care să valideze toată această muncă de patru ani pe care am făcut-o în Onești. Și nu numai, vă felicit și vă doresc mult succes în această misiune, în special președintele Organizației Municipale, domnul Nicu Gnatiuc. și tabelul pe care, haideți să vă citesc semnatarii. Deci, domnul Adrian Cotăleț îl cunoașteți, domnul Viorel Eli îl cunoașteți, domnul Valentin Vieru e omologul de la Moinești, a domnului Ignatiuc, domnul Nicolai Breahn, domnul Minciog Ioan, domnul, cadre medicale de la Spitalul Moinești, domnul Gelu Ionus Panfil, doamna Oana Secară, domnul Gelu Nicolcea, domnul Valentin Bridaru și domnul Nicu Șapcă, un om de afaceri de aici din care ne-a prins astăzi când veneam de la spital către, către întâlnirea cu dumneavoastră, a semnat și eu îi predau acest tabel lui Nicu pentru că aici avem nevoie de semnături de la, și de la oameni simpli, dar și de la oameni de afaceri, oameni reprezentativi care pot întări cu siguranță acest obiect. Mult succes, Nicu! Mulțumesc. Ați lăsat tabelul pe mâini bune, țin să vă asigur, domnule președinte. În încheiere, aș vrea să fac cuiva drag mie un cadou la care cu siguranță nu se aștepta. Este vorba despre Valentin Blidaru, este ziua lui de naștere astăzi și așa că vă rugăm cu toții să-l aplaudăm, să-i urăm la mulți ani. Să fii sănătos, Vali, și să, cum ar spune cineva, să pui osul la treabă mai mult pentru organizații. Dragi colegi, dragi oneșteni, dragi camarazi, domnule președinte, am știut și până acum ce trebuie să facem, este, de astăzi este mai clar ceea ce urmează să facem. Important este ca tot ceea ce facem este să facem pentru onești, pentru oneșteni și să facem împreună. Eu vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, vă urez o duminică liniștită și să vă dea Dumnezeu Multă sănătate! Vă mulțumesc foarte mult!